Caniculă și furtuni până marți seara în toată țara. Potrivit avertizării meteo, chiar dacă vremea va fi călduroasă în toată țara, local caniculară în zonele de câmpie vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată. Pe lângă averse și frecvente descărcări electrice, vor apărea și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor avea trecător aspect de vijelie. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 15 litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat, cu precădere în zonele de munte. În capitală, vremea va fi caniculară la orele amiezii, cu o maximă termică de 35 de grade și disconfort termic accentuat. Spre seară se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil căderi de grindină. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că se vor înregistra în toată țara temperaturi de 35-36 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități al disconfortului termic. Vremea caniculară se face simțită la început în regiunile vestice și sud-vestice, apoi se extinde în sudul și estul țării.